Membrii Confederației Patronale din Industria Agricultură, Construcții și Servicii din România, din care face parte și Combinatul Siderurgic ArcelorMittal Galați, atrag atenția că, în ciuda recentelor modificări legislative apărute pe piața gazelor naturale, costurile pentru consumatorii industriali cresc semnificativ. Mai precis, prețul gazului din producția internă continuă să crească în ciuda reducerii consumului total din România din ultimii 3 ani, așa încât industria nu poate suporta șocurile cauzate de creșterea prețurilor. De aceea este necesară o perioadă de timp pentru stabilirea condițiilor unei piețe libere. O abordare treptată ar atenua impactul asupra consumatorilor. Confederația Patronală din Industria Agricultură, Construcții și Servicii din România a notificat autoritățile cu privire la lipsa unui mecanism al pieței libere încă de anul trecut. Membrii Confederației au explicat că actuala piață de gaze din România nu oferă nicio alternativă de aprovizionare și de aceea consumatorii depind de 2 producători care își pot impune propriile prețuri. Astfel, o liberalizare accelerată a pieței gazelor pentru consumatorii industriali ar produce creșteri abrupte ale prețului, iar companiile nu pot suporta asemenea variații bruște într-o perioadă scurtă de timp. Patronatele atrag din nou atenția că în cazul în care va continua procesul de liberalizare a pieței de gaze în actuala formă pentru consumatorii industriali, acesta poate avea un impact negativ semnificativ asupra economiei României. Cele mai recente informații arată că s-ar putea pierde peste 6,3 miliarde de euro contribuții la produsul intern brut și peste 525.000 de locuri de muncă pe termen scurt și mediu.